Pentru a pierde în nu este nevoie să ții o dietă strictă și să reduci drastic consumul de alimente, susțin nutriționiștii. În schimb, ar trebui să optăm pentru un meniu cu alimente sănătoase și hrănitoare. Ouăle sunt printre cele mai importante alimente capabile să contribuie la reducerea în Conform DCNews.ro, oamenii care mănâncă ouă de cel puțin 3 ori pe săptămână sunt mai puțin expuși de a suferi de obezitate și de excesul de greutate. Acest lucru se datorează faptului că proteina din ouăle de găină are o compoziție optimă de aminoacizi, care este cea mai apropiată de compoziția aminoacizilor din proteina corpului uman. Gălbenușul, la rândul său, conține fosfolipide, care au efect lipotrop, optimizează metabolismul grăsimilor și previne apariția ficatului gras. În plus, pentru a menține sănătatea inimii și a vaselor de sânge și pentru a echilibra greutatea, expertul recomandă adăugarea în dieta uleiului de măsline și măsline, legume proaspete, pește și fructe de mare, carne și cereale integrale. Singurul aliment care conține numai proteine superioare este oul, care, dacă este consumat în cantitate optimă, va aduce numai beneficii organismului nostru. În gălbenuș există și o concentrație mare de carotenoizi, care îi conferă culoarea roșie sau portocalie tipică. Ouăle cu un gălbenuș mai galben pot indica, într-adevăr, o găină hrănită cu porumb, dar în mod similar cu ceea ce se întâmplă cu somonul de crescătorie. Este posibil să sporească această caracteristică prin simpla adăugare a coloranților specifici în furaje. Vitamina D, esențială pentru creștere, și sănătatea oaselor se găsește în gălbenușul de ou în concentrații mari. Oul fiert este, așa cum era de așteptat, mult mai sănătos decât cel prăjit, având în vedere că prepararea lui nu necesită ulei incins, adesea nociv, potrivit click.ro. Cu toții știm cum se prepară acesta, fiind printre primele lucruri pe care le înveți atunci când te apuci de gătit, însă următoarea metodă ne învață cum să obținem un interior moale și suculent fără să dăm greș, relatează disinews.ro.